Mamă, îmi plouă în gură, nu mai pot. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Hai, noroc și bine v-am găsit la un video. Opa, pe ce am călcat cu shawarma. De când așteptam momentul ăsta, mamă, n-aveți idee. Deci am ajuns la vestita shawarmerie, doner kebab, best in town. Asta zic. Băi, aglomerat înăuntru, în sensul că lumea chiar mănâncă aici. Și am luat shawarma, doar că am lăsat-o pe Irina la interior să-mi iau un ayran, că am uitat să-mi iau ayran. Am fost așa foarte indecis și nu știam ce shawarma să-mi iau, cât de mare să fie. Iar acum mergem la cineva să mâncăm împreună shawarmele respective. Eu mi-am luat una mare, nu știu dacă o să pot mânca pe toate, e destul de mare. Da, eu sunt mâncător de shawarma vechi și cu experiență. Adică îmi place mult shawarma, numai că nu prea postez eu cu mâncare. Acum, na, dați un like, un subscribe și poate, dacă îmi spuneți în comentarii, să mai testăm mâncăruri de prin București, le testăm, că, repet, mie îmi place să mănânc, chiar dacă nu se vede pe mine. Sunt uscat rău de tot, dar mănânc mult. Deci, am dat pe două lipi mici de pui și una mare de vită. Eu mi-am luat de vită, ca să e cea mai lăudată. 85 de lei în total, 25 bucate alea mici și 35, văd bine? Da, văd bine. La asta de vită mare. Bă, nici extrem de scump, dar nici ultra ieftin. Mai adaugă 13 lei la aceste două. O apă și un ayran? Da. Ok. Încă nu am ajuns, dar ce pot să vă zic e că miroase bine, rău de tot în mașină. Nu știu dacă Irina a simțit. Nu i-am zis. Am zis acum pe vreo, mamă, ce miros iese din punga aia. Doamne, îmi vine să mă opresc acum să mănânc. Da. Nu mai avem mult ce. Dacă auziți cartoane și chestii rupte, să nu vă speriați, suntem la cineva care abia se mută, organizează noua casă sau... Mă rog, e destul de mare. A ta e cu semn. De ce ai tușit la mine în vlog? Nu, cum îți permiți să tușești, Doamne? Incredibil. Ceva iute sau nu știu, m-am plecat. Ceva iute? O fi de la sus. Sosul picant, nu știu. Mă apuc de shawarma, am făcut și o poză, nu e cea mai reușită, că n-am unde să fac poză. Pe aici n-avem farfurii, n-avem pahare, n-avem nimic. Suntem în șantier, cum ar veni, dar, mamă, îmi plouă în gură, nu mai pot. Foaile. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. E bună? Da. Chiar gen super bună, cum zice lumea, sau... Eu mi-am luat de vită. La Best Food e mai bună? Așa, să nu mai urmărească camera, să ne arătăm pe aici, pe-n casă, că e secret, nu? Nu s-a făcut dezvăluirea casei. Doamne ajută, shawarma... Șef Nicu Balș. Ce? Că-mi iau eu ce? Casă? Bă, ce bine era. Mamă. Poftă bună, chat. Hai să vedem. Bă, e bună. Mai e bună. Mult sos, foarte mult sos. Nu știu dacă așa era sus. Sau așa o să fie toată. Da, bună, bă, ce fraier ești, că n-ai vrut, mamă. În fine, asta e doar prima impresie, poate nu e atât de bună mai jos. Dar să vedem. Punga, vezi ce gustă. Punga e cea mai bună. Bă, vita e foarte moale. E bună. Știi ce bună e, mă? Da, am văzut și eu pe TikTok aici tot. O să încerc. Dă-mi un carton de la Daniele. Deși mi-e un carton de la, că dacă vă fac canapeaua varză dinainte, mamă, perfect. Am făcut rost de farfurie că nu vreau să fac mobila varză. Hai să vă zic cum am făcut shawarma. Vită, lipie mare, cartofi, bineînțeles, sos de usturoi și mai apoi toate legumele în afară de varză roșie și roșii, pentru că nu-mi place efectiv deloc varza roșie în shawarma. De obicei e mai lemnoasă. Și roșiile nu-mi plac de asemenea. Sosurile de deasupra au fost vreo 4 sosuri ceva. Sosul ăla picant, pentru că ăla mi-l pun la orice shawarma. Și încă 3 sosuri pe lângă. 2 erau albe, unul gălbui, o fi fost de la gen curry sau ceva, nu-mi dau seama. Dar le-am pus pe toate și în afară de asta băiatul a amestecat-ul. Chestie pe care eu nu prea o prefer la shawarma, nu prea îmi place când e amestecată. Nu știu ce, sincer, pentru că toată lumea își dorește să fie amestecată, dar na. Dar e ok. Și miroase a vită. N-am zis de legume, am zis. Are legume cu apteu?
Varză albă, castraveți, pătrunjel, ceapă, ardei iute, ceapă de aia prăjită, caramelizată sau cum îi zice, nu caramelizată, chipsuri de ceapă. Și cam cred că asta e. Avea pe acolo, mi se pare. De ce? Un sos are brânză, simt asta. E ceva, are gust de brânză, cred, dar nu e rău. Daniele, foarte util. Și acum aveți că dă pe scaune, pe... Mamă, păi ce facem, mă? Se desprinde capacul de sticlă? Uh-huh. Îți se pare normal, nu? Am care trăi? Corect. Da, de ieri dăm alea înapoi, sticlele și... Și dacă vrei să-ți iei banii înapoi pe taxă, trebuie să duci sticlele înapoi. Nu doar sticla de plastic, și aia, dar... Sticlă, aluminiu, de sticlă? Da. Băi, e bună. Nu poți să faci stream-a să vezi ce vede camera pe televizor? Nu cred. Pe telefon poți să vezi în aplicație. Ce e foarte bun, dar fetele nu știu, sunt ardei iuți, chiar super aromați și nu extrem de iuți, dar buni, foarte buni. Și sunt murați, sunt de-aia murați. Trebuia să vă pun și vouă. Ne-a pus șervețele pe mâine. Dar voi ați comandat? N-am comandat, am fost acolo. Am fost acolo. Da, na. Eram acolo, doi indivizi. Primul minus, nu ne-au pus șervețele la șaorma la pachet. Nu știu dacă trebuia să iau eu, dar presupun că nu. Nu? Gen. Spun ei la pachet, da. Ce aspirator ți-ai luat, Philips? Ce pot să-mi zic să... Bă, de ce nu mai știu să vorbesc? Mi-a luat shawarma mințile. Ce pot să zic la aproape final de shawarma e că a devenit extrem de grasă. Adică curge, nu că curge sos, dar curge ulei din ea. Nu știu dacă e din carne, din cartofi, din toate sosurile puse. S-a strâns sosul acolo. E, da, e bună, dar ți se apleacă dacă bagi toată asta, sincer. Nu știu, eu o să încerc să mănânc cât mai pot. La e bună. Foarte bună. Aproape gata cu shawarma. Mai am foarte puțin, numai că nu o să o termin. E foarte mult sos, extrem de mult sos. Și nu intră, sincer, o să mi se aplece rău de tot de la ce aici. Mi-am pus și mult sos, ce-i drept. Nu zic că e rea din cauza asta, e normal, oricum i-am luat mare. Dacă era medie, o mâncam pe toată deja până acum. Aș mai culege din legumele astea, sincer. Că ardei ăștia și castraveții cu sos sunt blană, dar n-aș mai băga ce prin lipia asta plină de zeamă, că nu, e clar că nu mai merge. Nu mă pricep eu la a da note. Cum să zic, nu am o shawarma de nota 10 sau o shawarma de nota 7, dar am shawarme unde merg să mănânc și îmi place. Iar pe asta aș pune undeva foarte sus, adică Dristor is the safe choice, Dristor Doner, Doner e ăla cu galben, Doner, da. Dristor Kebab și ăla e ok, da, mai mult îmi place la Tineretului. E una din șaurmele unde aș mai merge și aș mai mânca, sincer. Dacă bagheta de la Dristor ar fi nota 10, pentru că lipia de la Dristor nu prea îmi place, nu știu, mi se pare cam meh. Mult mai bună bagheta, că se înmoaie pâinea aia cu sosurile și așa mai departe. Puh, mamă. Da, dacă ar fi 10, asta ar fi un 8, să zic. Dar 8 ar fi o notă extrem de mare, oricum. Și nu, poate chiar nu pricep la note, dar e bună, e foarte bună. Aș mai mult. Chiar. Băgați un like și nu uitați că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage și codul Anfleș, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim și vă urez o zi cât mai bună, sau o shawarma cât mai bună, și o să bag ultimul ardei și lăsăm shawarma, că aici e mai mult sos decât shawarma. Ce bun e ardeiul ăsta, mă. Hai, pa!